gândească, a uitat eu nu-ți gândesc. Păi n-am uitat, am uitat să zic. Dacă s-au plictisit de PPC, sigur începem... Păi asta credeam și eu că s-au plictisit. Mai ales colegii mei care au venit în Tiseu. Să vorbesc puțin despre două site-uri medicale pentru care nu știu. Auzi, știi, cred că trebuie să vorbești și mult. 20. 20. 20. Băi? Cred că din cauza ploii. Da. O să vorbesc despre două site-uri pentru care lucrăm din oare. Sunteți sabotați. Sunteți sabotați? Pură pe microfon. Merge la microfon. Zice? Păi zice. Gata, merge, merge. Ok. De la foaie. Noi, echipa de la Sau Monitor, facem da, da. Să... Auzi, ia ce să vorbești fără. Eu zic când te vezi. Noi la Sau Monitor... Mai aude? Imediat. Spatele. Uite, încearcă să vorbești cu ăsta, dar încearcă să vorbești așa cu el. Și foarte aproape. Și, da, da ți-l mai departe. 20. 20. Da, la 100. Concurența. Și este incredibil, când îl țin eu... 20. Fii atât, v-ați făcut. 20. Ia-i altul. Hai, ia-i tu. Ia locul. Ar putea să merg. Da, era tot înălțime. Așa, am ales... Ok, te mai mișca. Am ales două site-uri pentru care noi lucrăm în continuare. Am lucrat de... să zicem, câțiva ani, 2 ani. Noi la SEO Monitor avem clienții SEO împărțiți cam în două categorii. O categorie de site-uri mari, pentru care aplicăm o strategie diferită decât se aplică în mod normal pentru modul în care se face SEO obișnuit, pentru cuvinte cheie. Nu o să dau numele site-ului, site-ului. Am fost constrâns să nu dau numele site-urilor. Putem să ne imaginăm. Să ne imaginăm două site-uri. Unul este foarte mare, este vorba de o revistă de sănătate, are foarte multe articole, să zicem în jur de 3-4 mii de articole, se postează zilnic, 5-6 articole pe zi, o revistă cunoscută, mai ales de persoanele de vârsta a treia. Am cumpărat-o și eu dintr-o benzinărie. Și al doilea site este un site mic de medicina muncii, care știi de cheie. Cel mic de scuze, ce după un două și eu mă duc până la și nu, 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 mă spun, e ce. De ce? Trebuia să luăm poză, ci te vezi? Da. Nu, 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 hai să continuăm. Continuăm. Bun, al doilea site este un site mic, foarte mic, are un singur cuvânt cheie pentru care noi lucrăm și pur și simplu fie pe prima poziție pe acel cuvânt cheie. Vă deranjez microfonul? Așteptăm. Așteptăm pe Ionuț. E nou ăsta, se aude, e nou. Mică... Am ales cele două site-uri pentru că sunt oarecum reprezentative pentru ce s-a întâmplat în ultimul an cu update-urile Google, Panda, Penguin și am avut mari bătăi. Pentru revista medicală, în data de 12 august, când s-a lansat Panda Worldwide, s-a întâmplat, ce se vede și în grafic, a scăzut traficul cu aproximativ 40%. Și nu știam ce se întâmplă. În circa o săptămână sau două ne-am dat seama că, de fapt, e un algoritm nou și
că trebuie să facem ceva, să revenim, pentru că ardea. În aproximativ 3 luni, de la update, am ajuns la nivelul de trafic inițial și suntem în continuă creștere, o creștere mai bună ca înainte de update. Pentru că se pare că am învățat cam cum funcționează, că funcționează de fapt mai bine Google după update. Deci am fost analizați. Site-ul avea în jur de 3000 de articole, după cum am spus, foarte unele foarte vechi, de circa 3-4 ani. Erau, părerea noastră că erau de calitate, aveau conținut util, unic, de calitate, fără greșeli, redactat de o echipă de oameni care se pricepeau la domeniul respectiv. Și totuși am fost penalizați foarte dur. Google zice că nu mai este suficient conținutul unic și util și nou și original și cum vreți să-i spuneți. Că e optimizat, că are de 10 ori cuvântul cheie în el, care cuvântul bolduit, care H1, care H2, pur și simplu nu mai contează. Singurul fapt care contează e să fie util pentru vizitator. Și acum depinde la care vizitator ne referim. Și cum analizează el utilitatea asta? Adică ce sens, în ce, ajută-ne să înțelegem mai mult. Cum adică util? Cum analizează Google, cum își dă seama de fapt că un articol este pe placul utilizatorilor? Se folosește de niște indicatori de calitate. A, de care ne uităm și noi în campaniile CPC, adică exact. Am înțeles. Deci chiar așa e bine deci ce facem, mă? E bine. Îmbunătățim web-ul. Clickback ăsta nu sunt familiarizat cu el. Ce? Clickback, adică vizitatorul intră pe site, dă back imediat. Dă back înapoi în browser. Deci Google își dă seama, noi intrăm pe un articol, dă imediat back, el își dă seama că am făcut chestia asta. Adică bounce-ul. Adică e bounce-ul cum ar veni, nu? E bounce-ul, dar dacă n-ai Google Analytics, el n-are cum să-și dea seama, practic, că e bounce. Ah, dar poate să-și dea seama că e clickback? Da. Cum? Pur și simplu își dă seama, e un timp relativ foarte scurt, dăm click în browser. Și o să vedeți că vă apare și acel mesaj, blocați acest site în rezultatele Google. A, deci dăm back în rezultate, în rezultat, exact, da. A, în search. În search. Adică bounce rate în search. Exact, exact. Ia-o pe asta. Și zici că știi, știi? Avem pixul, dacă vreți să notați aici. Bună idee. Notează și tu să prezinți. Ok, el se folosește de niște indicatori. Acești indicatori, practic, nu sunt oarecum în directul nostru control. Pur și simplu, noi trebuie să facem site-ul mai bun, să facem o experiență mai bună pe site și indicatorii aceștia vor fi mai buni. Este vorba de timpul mediu pe site sau pe pagină, de bounce rate, care este probabil cel mai important calificativ de calitate pentru un site. Câte pagini are o vizită în medie, CTR-ul din rezultatele de căutare, dar aici intervine o altă discuție. Facem descrierile pentru utilizator. Ne dorim un CTR cât mai mare, dar practic, dacă îl mințim că avem altceva în pagina respectivă, o să avem un bounce rate foarte mare. Și asta o să ne coste. Deci, practic, ideea este să construim meta description-ul la fel cum construim ad-urile, nu? Cu aceeași atenție și disciplină. Foarte mare atenție și să nu mințim utilizatorul, pentru că o să ne coste. Despre diversitatea traficului, dacă un site, să zicem, are 95% trafic din rămpenicuieri. A, dacă cu roboți acum? Cu roboți, da, se practică. Da, din câte am auzit. Nu știu, niciun site în România asta. Am mai auzit. Da. Nu e, sigur, nu e. Nici am auzit. Ok. Cu
cum afișăm reclamele. După ultima update Panda, dacă avem o rată foarte mare anunțuri calitate, anunțuri conținut. Dacă ne este greu să găsim conținutul, dacă ne apar foarte multe anunțuri în față, astea pot să contribuie la scăderea indicatorilor de calitate și în același timp o să scădem și în Google. Nu știam asta. Dar IAB-ul, adică nu se sesizează IAB-ul, să înțeleg, ci Google, nu? Google se sesizează, vede bounce-ul mare, vede timp pe site mic. Și dacă nu e bounce-ul mare, că cum poți să-ți dai seama că e ad-ul prea intrusiv? Dacă e ad-ul intrusiv, o să deranjeze pe utilizator, clar. Cum să proiectează chestia asta? Se proiectează prin fix indicatorii de calitate de care am vorbit. Ah, okay. Dacă o să fie gen 3 secunde în pagină, o să dispară din rezultate. Și a fost chiar și un update pe tema asta, conținutul important above default, adică conținutul important să vină imediat. Eu am avut o situație în care un site avea 3 unități de AdSense above default, nu se vedea nimic și, nu mai știu, pe 19 ianuarie a fost un update, dacă ai AdSense above default, ești penalizat. Și am fost penalizat. Dar astea sunt descoperiri sau publice, pe moment? Sunt descoperiri. Sunt site-uri pe care noi lucrăm. Eu pun întrebările astea și pentru sală, știi? Știu strategia. Mulțumesc! Apreciez. Ce am făcut să revenim după penalizarea asta imensă? Primul pas a fost design și usability. Site-ul se încărca greu, scrisul era foarte mic. De exemplu, am mărit fontul la 14 pixel, la 12 pixel și bounce rate-ul a scăzut, să zicem, 10%. CSS sau? CSS, nu? CSS, da. Deci fontul articolelor era la 12% și deranja utilizatorii că le era foarte greu să citească articolul întreg. Și am mărit fontul la 14 pixel, bounce-ul a scăzut cu, să zicem, 10%. Al doilea pas a fost să discutăm cu oamenii care se ocupau de conținut, să le prezentăm noile update-uri, noile cerințe. Au fost foarte receptivi și zicem noi că scriu mai bine. Promovarea articolelor. Toate articolele noi care apăreau, pur și simplu le luam la mână și le promovam separat. Link-uri, social media și așa mai departe. Revizuirea articolelor vechi. Existau articole, după cum spuneam, de 3 ani vechime. Și Google, practic, uitase de ele. Uitase, noi am revenit pe ele, le-am revizuit conținutul, am făcut linking intern din articolul respectiv în altele și din altele spre el. Practic, Google a croluit mai bine articolele vechi și au revenit în căutări. Conținutul era bun, era util pentru oameni interesați de zona asta. Și am promovat categoriile. Auzi, am o întrebare. Deci, la un moment dat, cochetam cu ideea de a pune, de a achiziționa link-uri, dar nu cu bani, prin rugăminți, prin request-uri, să zicem așa. Solicitări. Na, știi, mai dau oameni nimic. În arhivă. E o strategie bună? Adică în arhiva de articole. În arhiva să ia. Da, da, da. Da. Cineva avea o arhivă și la un moment dat găseam, avea un cuvânt acolo care putea fi o ancoră potrivită pentru mine, știi? Și mi se părea o strategie bună la momentul respectiv și a dat rezultate. E, acum cu Panda ăsta e mai... Nu, e același lucru, mai mult de Penguin. Mai mult de Penguin. Panda e mai mult calitatea conținutului, Penguin e supraoptimizarea link-ului. Ok. Și asta e defavoarea, adică Penguin-ul m-ar penaliza în sensul ăsta, nu? Penguin e doar pentru penalizare, atât face. Atât. Înțeles. Ar fi o strategie bună, trebuie să verifici dacă sunt indexate articolele respective și când e ultima oară când a trecut Google pe la el. Și? Adică care ar fi... Adică dacă sunt foarte vechi, nu are mare sens să pui link-ul.
sau dacă pui, să le promovezi separat sau să rogi persoana respectivă să ți le pună undeva sau... Practic să treacă Google pe la ei. Probabil știi. Și am promovat toate categoriile, indiferent de cuvinte cheie, pur și simplu le-am promovat, chiar dacă aveau cuvinte cheie care nu se căutau, doar ca să necrolească articolele noi pe care le publicăm foarte repede. Ok, să trecem la cel de-al doilea site, un site care are un singur cuvânt cheie. În data de 12 august, când am fost lansat Panda Worldwide, am urcat pe poziția 1 cu cuvântul medicina muncii. Google considera că este un site de calitate care prezintă interes pentru utilizator. Deci conținutul avea de calitate. Când a venit Penguin, am căzut pe poziția 6, pentru că noi optimizam doar pentru un singur cuvânt cheie și doar pentru homepage, fiind site-ul foarte mic. Și alte site-uri, zicem noi, irelevante, sunt înaintea noastră acum. Se pare că nu-s chiar așa irelevant. Da. Nu, deci Penguin a fost lansat, nu are scopul de a îmbunătăți calitatea rezultatelor. Pur și simplu să le dea în cap celor care se consideră că supraoptimizează sau că manipulează rezultate sau că încearcă asta. Imediat, vine imediat. Stai, stai, eu nu-ți stai. Imediat. Bine, nu știam... Noi încercam să folosim 50% homepage, 50% pagine interioare, dar aici nu prea s-a întâmplat. În stânga avem distribuția linkurilor pe URL-uri. Cam 80% erau către homepage. Și 3 pagini interne care aveau câte un link. Deci era destul de urât. Să-i zicem trist. Trist. Dar ei voiau un singur cuvânt cheie, pentru noi era super ok. Distribuția ancorelor, cam 36% cuvântul principal, restul erau brand, URL, fără ancoră deloc sau irelevant. Deci, practic, doar medicina muncii, doar homepage. Și asta ne-a afectat foarte greu. Pentru prima oară, odată cu Google Penguin, am fost penalizați. Până acum, băgam link-uri, puteam să băgăm 1.000.000 într-o zi, eu n-am văzut penalizări, practic, pur și simplu, Google ignora link-urile respective. Acum suntem penalizați și trebuie să ne recuperăm. Care ar fi greșelile care ar conduce la o penalizare? Utilizarea excesivă a cuvintelor cheie în ancore. Cum am folosit și la medicina muncii, 36% e foarte mult pentru un singur cuvânt. Utilizarea cuvintelor cheie în URL. Am observat site-uri gen protecția muncii, aveau un domeniu protecția-muncii.net. Și au fost depoziționate doar pentru faptul că aveau domeniu optimizat. Keyword stuffing în linkurile interne și externe. Asta se făcea și înainte, homepage, penalizare. Linkuri de calitate slabă, astea pot afecta... Ok, și keyword stuffing, ce scuze te întrerup, keyword stuffing în linkuri interne și externe, cam ce ar însemna keyword stuffing? Adică cât de... Gen să spui 3 ancore într-un link. Cum se pune odată? Protecția muncii. Nu prea se mai practică, dar acum e pericol dacă folosim așa ceva. Linkurile de calitate slabă, știm toți că linkurile din footer cumpărate pot să ne afecteze foarte grav. Sau un blog roll, sau într-o vecinătate cu escorte și sex shop. Pot să afecteze și ar fi recomandat să le cam triem. Distribuția linkurilor pe URL-uri, asta e cam cea mai importantă.
am observat multe site-uri care au 80% din link-uri către homepage și sunt foarte jos, au căzut rău. Odată cu Penguin, ancorele nu mai contează atât de mult. Nu mai contează ancorele, contează vecinătatea link-urilor și calitatea sursei. Practic, vecinătate, cum am spus, să nu avem escorte și sex shop lângă noi, lângă link-ul nostru, bine doar dacă suntem în același domeniu. Și relevanța surselor contează mult mai mult decât o ancoră, adică putem să punem brand-ul, avem un site foarte apropiat de conținutul nostru și o să ajute mult. Cum ne putem proteja? Trebuie să facem totul să pară natural. Google zice link-urile vin natural. Eu nu prea sunt de acord, nu prea am văzut link-uri care să vină natural și care vin nu mă ajută. Trebuie să avem o frecvență foarte bine stabilită de adăugare a link-urilor, trebuie să avem constanță în această frecvență, trebuie să distribuim bine ancorele, să folosim chiar dacă nu ne ajută anumite ancore. Chiar dacă nu sunt căutate, trebuie folosite ca să pară natural. Folosim brandul, folosim URL-ul, folosim ancore, de exemplu, vezi sursă. Doar ca să ne protejăm de algoritmul respectiv. Mixul tipurilor de link-uri. Aici încercăm să folosim cât mai multe tipuri de link-uri. Fie că sunt directoare, fie că sunt, nu știu, link-uri pe Facebook sau retweet-uri. Aduc trafic și nu trafic de calitate care convertește. Exact. A, da, ok. Da, deci asta pot să zic că, na, ar putea fi, adică nu există o naturalețe în sensul, adică și da, ce-ar face să forțezi un site în situația asta. Adică natural că își aduce trafic de calitate, pe cuvinte, da, care convertesc, da, normal. De unde se știe, da, adică noi facem zi de zi cercetare în sensul ăsta, să, că dacă am ști care sunt cuvintele cheie, aici ai și absurditate la anumite request-uri care vin de la client, știi? Zice clientul, uite, astea sunt 5 cuvinte cheie pe care vreau să le folosești, că nu, vreau să, nu știu, optimizez site-ul sau, că știu eu că cuvintele astea sunt bune. Da, păi dacă știi tu că alea sunt bune, nu mai are sens. Practic, desfințezi existența unei campanii care stai și analizezi, aștept să prinzi informații statistică, să verifici, să... Da, corect. Deci, în sensul ăsta, sunt întâmplări. Naturale, întâmplări. Adică poate să nimerească pe un cuvânt, de exemplu, cum Bush, acum cât 5, 6, 7, 8 ani, a nimerit pe cuvântul asshole, sau nu? Cum era? Nu, failure. Dădeai failure era... în Google și te ducea la Casa Albă. Era natural. Era un fel de natural acolo. Ok. Mai... acolo? Avem un răspuns? Există natural în SEO? Adi? Există natural în SEO? O să... N-am auzit ce a zis Adi. Ok. Cam asta e. Întrebări. Mai aveți nelămuriri? Cu ce se ocupă SEO Monitor? SEO Monitor este un tool în curs de refacere acum. Noi am încercat să acoperim mai multe zone, bine, în funcție și de perioada în care am pornit business-ul. Acum face și monitorizare, și trafic, și marketing, e-mail, newsletter și așa mai departe. Pe viitor o să fie total gratuit și o să ofere doar monitorizare SEO. Ce înseamnă total gratuit? Pe serverele voastre, vorbesc. Da, pe serverele noastre. Și va avea toate elementele pe care le are astăzi? O să renunțăm la o parte dintre ele.
o să renunțăm la cele care considerăm că nu sunt target SEO. Adică email marketing, clar, nu are treabă cu SEO, e marketing. Și asta o să dezvoltăm un tool separat pentru email marketing. Dar SEO Monitor o să fie gratuit. Și trecerea la varianta gratuită este estimată a se întâmpla când anume? Noi zicem un an. Cam în jurul, probabil mai mult. Se lucrează, este în lucru.